Săptămâna trecută a fost adoptată o ordonanță de urgență care prevede, între altele, echivalarea probelor de competențe la examenul de bacalaureat. Este al doilea an consecutiv când, din cauza pandemiei, probele orale de competențe sunt echivalente cu mediile pe care elevii le-au avut la materiile respective în timpul celor patru ani de liceu probele de competențe lingvistice de comunicare în limba română, cele de comunicare în limba maternă, de competențe digitale și într-o limbă străină din calendarul de bacalaureat 2021 nu se vor mai susține în acest an, ci vor fi echivalate, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Și anul acesta ca și anul trecut, vom avea echivalarea probelor respective. Adică dacă până anul trecut se desfășura proba orală a examenului de bacalaureat, asta constând în probleme de evaluare a competențelor lingvistice, de comunicare în limba română, într-o limbă de circulație internațională, și la noi avem franceză și engleză, precum și proba de evaluare a competențelor digitale, Anul acesta avem un ordin special, ca și anul trecut, de echivalare a acestor probe cu mediile celor patru ani de liceu sau respectiv pentru specializarea matematică-informatică, informatică intensiv, mediile anilor 1 și doi de liceu, clasele a 9 și a 10 Ce se întâmplă? Competențele respective Spre exemplu, nivelurile de competență de la uh, probele de evaluare uh, a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională, uh, înseamnă anumite punctaje uh, realizate. Uh, din media celor patru ani la discipline respective și anumite intervale de note care se vor transforma în competențele, în nivelul de competență respective. Și anul trecut a fost luată o măsură similară. Echivalarea a înlocuit probele orale de competențe, iar singurii elevi pentru care a fost nevoie de prezența fizică la aceste probe au fost cei care au dat proba de competențe digitale dacă nu au studiat disciplina tehnologia informației și a comunicațiilor în cei patru ani de liceu. La această probă, candidații se notează cu admis sau respins. Pentru cei care au studiat tehnologia informației și a comunicațiilor, competențele digitale au fost echivalate cu media aritmetică a mediilor anuale la materie din clasele a 9 -a și a 10. -a.